și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, cu ajutorul Dumnezeu ne aflăm deja în săptămâna cea mare. De mult se spune așa săptămâna cea mare, dar nu pentru faptul că ar avea mai multe zile sau mai multe ore, ci pentru faptul că în această săptămână Biserica pune înaintea ochilor, inimilor noastre, evenimente de o însemnătate supremă, evenimente care s-au întâmplat concomitent, evenimente care au pondere și consecințe universale legate de patimile, de crucea și de moartea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fiecare zi, prin slujbele rânduite de Sfinții Părinți, descoperă, fie dimineața, fie seara, fie prin cântări, fie prin citiri din Sfintele Evanghelii, evenimentele ce s-au succedat rapid, una după alta, în ultimele zile ale vieții pământești ale Domnului nostru Iisus Hristos. Ați văzut în seara aceasta, concomitent, patru evenimente deosebite: spălarea picioarelor ucenicilor în adâncă smerenie, instituirea tainei Sfintei Împărtășanii, vinderea făcută de către Iuda, vinderea învățătorului și rugăciunea din grădina Ghetsimani. Mâine vom participa la cele 12 Evanghelii în care se desfășoară procesul lui Iisus Hristos și toate suferințele. Mâinile care au făcut atâta bine vor fi întinse pe cruce. Fața blândă și blajină va fi bătută și plesnită și scuipată. El care a săturat mulțimile în pustie va fi hrănit cu oțet. El care a îmbrăcat cerul cu nori va fi îmbrăcat în haină mohorâtă. Iisus Hristos, care a venit să fie lumina lumii, va fi pus în întunericul gropii, în mormântului. Lucrurile acestea sunt atât de impresionante și importante pentru viața noastră religioasă, pentru că prin toată pătimirea, toate scenariile acestea care s-au desfășurat și le vom avea an de an înaintea ochilor sufletești, descoperă sau constituie semnificația a trei adevăruri. În primul rând, prin această crucificare și durere dusă până la maxim, se descoperă dragostea lui Dumnezeu față de om, jertfindu-și chiar Fiul Său pentru iertarea păcatelor noastre. A doua consecință sau al doilea adevăr al acestei pătimiri este faptul că firea noastră se sfințește. Firea noastră care o moștenim de la Adam este într-adevăr din când în când supusă păcatului, dar are acum putința să se îndrepte, să se sfințească, pentru că Hristos a luat-o asupra sa și a îndumnezeit-o și a ridicat-o în semnul Sfintei Treimi. Iar a treia semnificație este faptul că în această jertfă, care este actul de supremă cinstire a lui Dumnezeu Tatăl, jertfa lui Iisus Hristos, se aduce răscumpărare din robia păcatului, din robia morții, și omul nu se poate desprinde de păcat, omul chiar dacă iese din trup, se duce în înviere. Lucrul acesta nu era până la Hristos. Doar câteva cuvinte să ne gânduim asupra acestei seri. Spălarea picioarelor. Ce trebuie să înțelegem noi aici? Era un act de cinstire adusă musafirului. Nu uităm că suntem în țările calde și la vremea aceea nu era. Probabil că oamenii mergeau goi sau sandale romane. Și când primeai un musafir, act de cinstire asupra musafirului care scălăca pragul, îți trecea pragul, tu îi spălai picioarele. Era un semn de adâncă evlavie. Ei, Mântuitorul săvârșește lucrul acesta, El, Dumnezeul, Stăpânul tuturor, se apleacă înaintea ucenicilor și spală picioare ca semn de smerenie. Nu înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Cum am aplecat eu și am slujit voi, așa să faceți și voi. Este o altă lecție de smerenie care ne oferă Iisus Hristos, că altfel nu există pace și înțelegere între oameni. Dacă ne luăm la întrecere cu egoismul și egocentrismul nostru. Este foarte interesant și frumos descrie
Sfântul Petru a refuzat să-i se spele picioarele. Și zice, lasă, dacă nu mă lași să spăl picioarele, nu o să ai parte de mine. Și Petru zice atunci, și capul și mâinile spale. Nu e suficient. Petru, năvarnic, cum a oscilat de multe ori. Asta este înțelesul spălării picioarelor, adânca smerenia lui Hristos. Cina cea de taină se instituiește Sfânta Împărtășanie pentru care noi ne străduim și facem atâta efort duhovnicesc. Ce înseamnă lucrul acesta? Că Iisus Hristos, cu o zi înainte de jertfa sa către Tatăl, jertfa sângeroasă, instituie jertfa cea nesângeroasă. Același Hristos rămâne de-a purul în stare de jertfă până la sfârșitul veacului, pentru ca toate generațiile să fie însăilate în procesul acesta de mântuire a lui Hristos. Adică dacă până la Hristos Dumnezeu apărea din când în când, prin profet sau prin atitudine, când a pedepsit sau mai știu eu ce a făcut minuni în pustiu cu Moise, cu Avram, cu Iosif, așa, prin această taină, la cina cea de taină, Hristos instituie prezența reală și veșnică a lui Hristos în istorie. Rămâne în mijlocul nostru sub chipul pâinii și a vinului. Vedeți ce avantaj avem noi de 2000 de ani. Dumnezeu este cu noi permanent, oricând îl găsim în orice biserică. Trădarea lui Iuda. Ați văzut că în ultima vreme toți apostolii s-au smintit. Ioan și Iacob voiau locuri înalte în împărăție. Petru a scos sabia să-l apere pe Hristos. Nu este cazul. Cel ce scoate sabia, de sabie va muri. Iuda, care purta punga, sigur că probabil își făcea parte și el, dar a fost mintit. Toți doreau ca acest nou învățător, care a dovedit de atâtea ori atâta putere, să întemeieze un stat mai puternic decât pe vremea lui David, să alunge stăpânirea romană și să înceapă împărăție. Nu pricepeau apostolii sensul împărăției duhovnicești pe care Iisus o temea la vremea aceea. Nu spune Hristos după ce a înviat, când se alătură, o zăbavnicilor cu inima ca să credeți toate câte au spus prorocii. Nu trebuia să pătimească acesta Hristos. Ei bine, și Iuda avea probabil aceeași înțelegere ca o împărăție concretă, cu stăpânire împotriva romanilor. Și probabil că l-a forțat cumva. El s-a dus din vicleșug, a vândut, a întins mâinile în blid și a mâncat cu Iisus Hristos la cina cea de taină. Și lui s-au spălat picioarele. Dar forma părăsit cina și s-a dus să întindă mâinile, să dea un preț pentru cel neprețuit. A trădat pe cel care l-a iubit la început, dar a lăsat lucrurile în necinste. Este gravă această faptă că nu cinstim cum se cuvine lucrurile dumnezeiești. A fost mintit. Ba, a stat alături de Petru să urmărească evoluția evenimentelor și aștepta din când în când ca Iisus să rupe legătura, să arunce corona de ispiri și să-și arată puterea. Aștepta această împărăție, probabil se gândea și el la vreun câștig, dar a văzut că Iisus nu face nimic, niciun semn. Și atunci și-a dat seama că a fost înșelat. Nu îi se împlinea visul cum că să ajungă într-o împărăție alături de acest împărat. Ba mai mult a conștientizat că ceea ce a făcut a fost grav, că a vândut pe cel nevinovat și a căzut în deznădejde. Este mare acest păcat al deznădejdii. Sigur, după deznădejde, adică n-a mai găsit nicio soluție, nicio ieșire. Se întâmplă astăzi cu mulți care au necazuri, care au derutări, care nu își îndesesc împlinirea sau sensul vieții, să cadă în deznădejde, că în orizontul lor limitat atâta văd și ne găsi nicio ieșire, vine diavolul și îți spune. Atât așteaptă diavolul să cazi în deznădejde, adică să nu mai ai de ce să te agăți și îți dă el soluția, suicidul. Iuda a greșit că a vândut, dar a mai greșit că nu s-a pocăit, nu s-a întors. El s-a dus și s-a spânzurat și n-a avut parte să vadă învierea lui Hristos. Și Petru s-a lepădat și au greșit mulți, dar a cerut iertare. Iuda n-a cerut iertare. Vedeți ce înseamnă lucrul acesta? Adică oricât de grav ar fi păcatul,
Dacă ne întoarcem la Hristos și cerem iertare, indiferent cât de adânc este păcatul nostru, nu există nicio sumă de păcate mai mare decât dragostea lui Hristos care iartă. Este grav lucrul acesta. Și spuneam zilele trecute că Hristos de multe ori a zis că trebuie să fie omul, fiul omului prins și înmormântat și bătut și biciuit mai departe. Adică avea o misiune de la Tatăl. Trebuie. Atunci Iuda ce rol a mai avut? Sigur că a avut un rol economic. Putea să se salveze, dar nu s-a pocăit. Și tâlharul de pe cruce se simțea vinovat și a cerut iertare lui Dumnezeu. Și ce a zis Hristos? Astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi ce proptitudine! Cu mine ce companie! În rai ce desfătare! Vedeți, se pregătește Dumnezeu pentru cel care știe să se pocăiască. Și ultimul act subliniat în Denia din seara aceasta este rugăciunea aceea către Dumnezeu, în care Hristos respinge ispita suferinței. La începutul activității, Hristos a fost ispitit de diavolul, când a postit, prefă pietrele în pâine. Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu cuvântul Dumnezeu. Hristos a respins ispitele diavolului și atunci când a spus să se urce pe templu, că îi dă toate bogățiile, tot așa cu cuvinte din vicleșug, din Vechiul Testament, respinge vicleșugul diavolului. Dar diavolul a mai îndrăznit acum, înainte de crucificare, să-l sperie pe Hristos cu ispita suferinței, ca cumva să se răzgândească Hristos și să nu mai pătimească, ca să nu se mântuie neamul omenesc. Ei bine, Hristos a avut o clipă ca om, o clipă de clătinare a cumpătului său, conștient, trăia a priori suferința și patima ce urma să se întâmple cu el. Și a zis, Doamne, dacă este cu putință să treacă de la mine paharul acesta, dacă se poate să găsim altă cale, să nu fie atâta suferință pe care o știa și o anticipa. Dar imediat să își revine, dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Deci iată, diavolul a trimis un gând de slăbiciune omenească, dar el învinge această patimă a suferinței, că este groaznică. Și a acceptat suferința până ultima ei extremă, în adâncul, toate treptele, până la moarte. Dar suferința lui Hristos devine pe urmă câștig, căci prin cruce apare înviere, după cruce și mormântare apare înviere și veșnicie. Acestea sunt evenimentele subliniate la slujba de astăzi, să rămânem alături de Iisus Hristos, să urmărim și celelalte și cum să urmărim? Cu gândul și cu inima. Să urmărim tot ce auzim și tot ce citim în aceste slujbe și cu gândul să străpungem inima noastră ca să simțim tristețea morții lui Hristos, cum a simțit-o Maica Domnului, cum au simțit-o ucenicii și atunci ne vom. Să țineți minte un lucru, că dacă reușim acum împotriva păcatului să biruim, dacă suntem botezați, dacă avem pace și știm să facem lucruri omenești, aceasta se datorează numai biruinței lui Hristos, numai patimilor și crucii sale, că de la cruce vine toată bucuria, toată victoria împotriva răului. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste zile și să ne ajute în continuare să fim uniți și să dăm evlavie și dragoste în plină credință. Dumnezeu să ne ajute!